Hristos a înviat, oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru, mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi, oameni buni, o să facem o tocăniță de legume cu ciuperci. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente, cât mai multe legume. Eu am aici un ardei roșu gras, un dovlecel, o vânătă, două cepe, o roșie. Acum fiecare pune ce legume are în casă și ce-i place. O să mai avem nevoie, eu o să folosesc niște ciuperci, șampinion brune, pentru că astea îmi plac foarte mult, că-s mai cărnoasă, sare, chiperi, o lingură mare de pastă de roșii, o legătură de frunză de pătrunjel și o legătură de frunză de mărar. Noi haidea să trecem la treabă și facem rețeta împreună pas cu pas. Am zis că să facem o rețetă așa mai simplă, fără carne. Să încercăm să facem și câteva rețete fără carne, fără smântână, așa mai ușor, acum după sărbători. No, o să ne apucăm și o să ne tăiem toate legumele. O să începem prima dată cu ciupercile șampinion și o să le tăiem fâșiuță. Ia șenii. Așa o să le tăiem toate ciupercile, acum n-are rost. Să vățăm că toată lumea știe cum să taie ciupercile. Ideea e că așa o să le tăiem fâșiuță. Da, am terminat de tăiat ciupercile, le punem deoparte. Acum o să tăiem ceapa. Ceapa o să o tăiem solzișor. Tăiem toată ceapa solzișor. Ia șenii. La fel o să procedăm și cu ceapa. Da, am terminat de tăiat și ceapa. Acum o să ne apucăm și o să ne tăiem dovlecelul. Tăiem și dovlecelul. Așa, dovlecelul o să-l tau pe din două. Și o să-l tăiem cu buleță. Îl mai tăiem încă o dată, tot așa pe din două. Iar apoi îl tăiem cu buleță. Nici foarte mic, nici foarte mare, că el se topea în mâncare. Ia cam așa. O să tăiem și dovlecelul. Ia cu buleță de mărime aceasta. La fel o să procedăm, oameni dragi, și cu vânăta. Și vânăta o să o tăiem tot așa, exact ca și dovlecelul. Tot așa o tăiem în două, după aceea în două și tot așa cu buleță, la fel ca dovlecelul. Ardeiul gras, oameni buni, o să-l tăiem fideluță. O să-l tăiem iașănii. O să-l tăiem fâșii cât mai subțirele, ca să se topească în mâncare. Așa o să tăiem tot ardeiul gras. Iar roșia o să o tăiem cuburi. Roșia o tăiau cuburi. Da, am terminat de întocat toate legumele, așa cum îmi place mie de fiecare dată. Ne-am pregătit tot, acum o să mergem dincolo și o să ne apucăm de rețeta propriu-zisă. Da, am pus o tigaie pe foc, am lăsat-o să se încingă câteva secunde bune. Acum o să punem un ticuruț de ulei. Atâtuca, nu foarte mult. În care o să călim legumele. Lăsăm să se încingă, o să-mi pun un pic de ceapă să văd când încins uleiul. Da, uleiul începe să se încingă, acum adăugăm ceapa. Țipăm toată ceapa aici. Așa. O să punem și ardeiul. Punem și ardeiul gras. Ne pustim și ardeiul gras peste ceapă și o să călim împreună ceapa și ardeiul gras, aproximativ 2 minute bune. Până să înmoaie ele un pic. O să pun un pic de sare peste ele ca să se înmoaie mai repede. Le cârcălim un pic, o două minute bune. Iar apoi o să adăugăm ciupercile. No, am lăsat două minute bune ceapa și ardeiul gras. Acum o să punem ciupercile. Țipăm și ciupercile aici, să stie ceapă și peste ardeiul gras. Așa.
pun în coace. Iar oricum o să se înnoie și o să-și înjumătățească volumul. După ce se cârcălesc un pic, lăsăm și ciupercile tot așa 2-3 minute bune, până ce se înnoie ele și scad. Oameni dragi, am lăsat și ciupercile, vreo 4-5 minute bune, chiar 5 minute bune, ca să zic așa. Le-am lăsat să se călească bine. Acum o să adăugăm roșia. Adăugăm roșia peste. Așa, o să adăugăm și dovlecele. Țipăm și dovlecele aici, peste celelalte legume. Călim și dovlecele împreună cu celelalte legume, tot așa, vreo 3-4 minute bune. Am văzut ciupercile cât de tare au scăzut, cât de tare s-au înjumătățit volumul, la fel o să fie și cu dovlecelul. Lăsăm vreo 3 minute bune, îl cărcălim bine și dovlecelul. Da? Am călit împreună cu celelalte legume și dovlecelul și bânăta. Deci am pus împreună dovlecelul și bânăta și le-am mai călit vreo 3 minute bune împreună cu celelalte legume. Acum o să punem un praf de sare, un praf de chiperi. Așa, băgăm și un praf de chiperi. Nu foarte mult, pentru că oricum o să-i dăm gustul final la sfârșit. Băgăm acum cât să-și tragă legumele. Și o să punem un pic de apă, o să acoperim cu un pic de apă. Așa, punem și un pic uruz de apă. Cât să treacă un pic peste legume, nu foarte mult, atâtuca. Și din momentul ăsta mai lăsăm vreo 10-15 minute, oameni buni. Lăsăm vreo 10-15 minute până ce o să fie făcut dovlecelul și vânăta. Iar apoi o să venim pe final și o să punem pasta de roșii. No, lăsăm vreo 10-15 minute bune să fiarbă. No, am lăsat și dovlecelul și vânăta vreo 10 minute bune, chiar mai bine. Acum o să adăugăm pasta de roșii. Adăugăm și pasta de roșii peste. Așa. Și o să mai lăsăm vreo 5 minute să fiarbă și cu pasta de roșii. Iar apoi pe final o să venim, o să-i dăm mai un praf de sare, un praf de chiperi, dăm gustul final. O să punem frunzele de pătrunjel și de mărar. Deci după ce am pus pasta de roșii, mai lăsăm vreo 5 minute bune. Așa. Bun. Din momentul ăsta mai lăsăm 5 minute. Iar apoi pe final, ultima dată, îi dăm gustul final, sare, chiper și frunzele de mărar și de pătrunjel. No, tocănița noastră de legume, oameni dragi, cu ciuperci, șampinion, e gata. E pe final. Așa, acum mai dăm gustul final. Mai dăm un praf de sare. Un praf de chiper. Așa, amestecăm, iar apoi o să adăugăm frunzele, o să punem toate frunzele de pătrunjel și de mărar. Uitați ce frumos a ieșit, vă garantez că e și foarte bună și foarte sănătoasă, o mâncare sănătoasă, mai ales acum după sărbători. Mamă, ce fain mirosă! O să opresc aragazul, o să lăs un pic să se liniștească, oameni dragi, și o să pun în farfurie, o să fac, bineînțeles, și o mămăligă. Facem și o mămăligă bună. Și opresc aragazul, punem deoparte să se liniștească. Între timp o să fac și o mămăligă, iar apoi o să revin și o să vă arăt farfuria final. Uitați ce frumos a ieșit. Jos cu pălăria. No, oameni dragi, tocănița noastră de legume gata. Așa arată, încă e un pic fierbinte. Sper că vă place și dumneavoastră, vă garantez că e foarte bună. Eu vă garantez că e foarte, foarte bună și foarte sănătoasă. No,
Numai că e fierbinte, o să o las un pic să se răcească. Mamă, mamă. Curcubeu, păceri, uguri, oameni dragi. Foarte multe legume. O mâncare sănătoasă, mai ales acum după sărbătorile pascale. Mamă, dar ce bune. Numai că e un pic fierbinte, o lăsă să răcească un pic și apoi mă ocup eu de ea. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să dați o abonare dacă vă face plăcere, pentru că e gratis, nu vă costă nimic, iar pe mine m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, numai bine, rău la nimeni. Doamne ajută la toată lumea!